Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Portret de Candidat. Invitații mei de astăzi sunt doamna Daniela Unța Ivașcu, candidatul PNL la primăria Sighetu Marmației, și domnul Vladimir Petruț, candidatul PNL la primăria Cavnic. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara, mulțumim pentru invitație și apreciem că sunteți curajoasă și aveți curaj să invitați și reprezentanți de la primăria Cavnic aici la dumneavoastră în studio. Domnule Vladimir Petruț, dumneavoastră sunteți la finalul unui mandat de primar în Cavnic. Ce v-a determinat să vă depuneți candidatura pentru încă un mandat? Păi, acum vedeți noastră, atunci când candidez pentru o funcție așa de importantă de primar, trebuie să ai niște obligații și responsabilități față de cetățenii tăi. Și în România, legislația este așa cum este, nu poți să termini anumite proiecte în 4 ani de zile, pentru că, mă repet, asta este țara în care trăim. Eu am început foarte multe proiecte la nivelul orașului Cavnic încă din 2015, când am fost primar interimar, prima dată 1 an și 2 luni. În mandatul ales 2016-2020 am reușit să implementez un număr record de proiecte care este recunoscut de toată lumea și am pregătit un alt set de proiecte, 15 la număr, care deja 11 sunt finanțate sau în procedură de analiză și finanțare și trebuie pus în aplicare aceste proiecte. Fac precizarea că suma totală acestor proiecte este peste 100 de milioane de euro. Este o muncă titanică care are în spate o echipă foarte bine pregătită și s-a muncit foarte mult și consider că trebuie puse în aplicare aceste proiecte. Odată puse în aplicare aceste proiecte, eu vă asigur că orașul Cavnic va deveni cel mai frumos oraș din Maramureș și mai mult decât atât vă fac o precizare care mi-aș dori să fie în toate localitățile din Maramureș. Pentru mandatul 2016-2020, cea mai mare sumă de bani per cap de locuitor a fost investită la Cavnic din județul Maramureș. Deci, până la urmă, cred că sunt argumentele potrivite, de aceea și sloganul meu pentru campania electorală este fapte, nu vorbe. Doamna Ivașcu, de foarte multe ori dumneavoastră ați spus că orașul Cavnic este un model de bună practică administrativă. De ce credeți asta? Care dintre aceste proiecte v-au convins că este model de bună practică administrativă? Așa cum ați remarcat și dumneavoastră, de-a lungul timpului eu am încercat să vizitez administrații locale conduse de primari gospodari, primari care au făcut administrații în comunitățile pe care le conduc și iată că de această dată un model de bună practică administrativă poate să reprezinte un oraș mai mic, mai mic decât Sighetu, cum este Cavnicul, și la invitația primarului Petru am fost în Cavnic și am văzut cum a reușit, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu dânsul, cu echipele cu care lucrează, cu cetățenii orașului Cavnic, pentru că ne-am deplasat și în teren, am văzut cât de mult s-a schimbat Cavnicul. Și dacă domnul primar și-a ales în această campanie electorală un slogan fapte, nu vorbe, eu am ales implicarea face diferența și îmi doresc ca în viitor sloganul meu să fie faptele fac diferența. Adică eu, nemai având un mandat de primar, am considerat că cel mai important lucru este implicarea pe care poți să o faci pe mai multe căi, implicare sigur cu cetățenii în baza unui raport direct pe care l-ai cu acesta și nu în ultimul rând o implicare cu administrații locale eficiente. La Cavnic este o administrație locală eficientă. M-a impresionat și să știți că dau exemplu cetățenilor cu care mă întâlnesc modul în care primarul Petruț a știut să gestioneze și bugetul, modul în care a luptat să-și aducă fonduri și guvernamentale în orașul pe care îl conduce, pentru că a ajuns la concluzia practică, da, și din practică, că este extrem de important să ai un guvern care să se aplece asupra problemelor pe care le are autoritatea locală. De aceea, cred că sprijinul guvernamental, cel puțin în ultima perioadă, s-a văzut în orașul Cavnic. Eu am fost și am văzut și modul în care a gândit și alocarea resurselor bugetare din bugetul local, dar și modul în care a făcut demersurile în așa fel încât să-și dubleze sau să-și tripleze bugetul, în așa fel încât să poată să facă investiții. M-a impresionat modul în care a reușit izolarea termică a blocurilor. Noi în Sighetu Marmației, dacă ne uităm, nu avem decât în puține locuri blocuri care să fie izolate integral și acest lucru l-au făcut locatarii pe cheltuiala lor proprie. În schimb, mai avem în Sighet blocuri care au câte un etaj de o anumită
culoare, izolat, și restul a rămas la nivelul anilor 1975-1980. Ori la Cavnic am văzut blocuri abilitate integral printr-un parteneriat între autoritatea locală și cetățeni. Este un model de bună practică administrativă, un model care, iată, a reușit în Cavnic și, așa cum spuneam, de cele mai multe ori noi nu trebuie să inventăm roata. Există primari care au căutat soluții, au implementat și au reușit cu succes să schimbe oarecum fața localității pe care o conduc. Spațiile verzi, proiectele pe care le au pentru tineri, investițiile pe care le-au făcut în școală. Țin să vă spun că am văzut o școală modernă în Cavnic. Poate să fie un etalon și un reper și pentru multe școli de la noi, de la nivelul municipiului Sighet, reabilitate integral. Să nu mai vorbim de infrastructură. Împreună cu primarul am fost și am văzut drumuri reabilitate până aproape de ultima casă, inclusiv cu case răzlețe, care poate n-ar fi fost neapărat atât de prioritare. Iată că în Cavnic s-a reușit asfaltarea străzilor până la cele mai îndepărtate case. Noi în Sighetul Marmației știm foarte bine, avem străzi impozitate cu zonă B în centrul orașului, în care canalizarea nu funcționează, asfaltul nu există și oamenii parcă și-au pierdut cu totul speranța că se va întâmpla ceva și în orașul nostru. Eu cred că dacă ne uităm în jur, putem să vedem că orice lucru are un început. În orice localitate, dacă există un primar care este un primar determinat, un primar care dorește să facă în așa fel încât în comunitatea sa faptele să facă până la urmă diferența, acest lucru este observabil și din exterior. Și până la urma urmei, implicarea primarului, determinarea lui spre a face lucruri în oraș, aceste lucruri cred că sunt prioritare. Și da, pot să fie exemple pentru noi, pentru viitorii edile ai unui oraș, acele localități care au reușit. Pentru că trebuie să luăm în calcul primarii care fac administrație și care au reușit. De aceea și în Sighetul Marmației, în ultimul timp, de exemplu, când am ajuns în cartiere, le-am spus oamenilor, le-am spus locuitorilor din cartierele noastre că și cartierele Sighetului pot să arate altfel și este la îndemâna omului să meargă când se deplasează spre Baia Mare și trece prin Cavnic, că poate este mai greu să ajungă până la Cluj sau până la Oradea și li se pară oarecum un vis frumos orașele mai mari. Iată că sunt orașe mai mici în care se poate. Ceea ce este pentru mine nu neapărat deranjant, dar îmi stârnește așa un surâs ironic, este faptul că ceilalți contracandidați ai noștri, reprezentanța unor partide mari politice, sigur la nivelul Maramureșului acum cred că s-au filit trandafirii și s-au rebranduit, se numesc Coaliția pentru Maramureș, cu toate că au fost la putere în acești 4 ani de zile, acum în campanie electorală de o lună de zile găsesc soluții pentru tot. Găsesc soluții pentru asfaltări, găsesc soluții pentru spații verzi, găsesc soluții pentru tineri. Eu stau și mă întreb 4 ani de zile, de ce n-au făcut aceste lucruri pentru locuitorii municipiului Sighet? Vin acum și ne spun în campanie electorală, într-o lună de campanie electorală, că dânșii au soluții. Și să reorganizeze primăria, și serviciul public de gospodărire urbană, dar la vremea când au avut pixul, cum se spune, în mână și toată puterea în mână, de ce n-au făcut aceste lucruri? Oare chiar își doresc să le facă dacă 4 ani de zile n-au fost în stare să le facă? Eu cred că sighetenii sunt suficient de isteți și știu până la urma urmei să discearnă între promisiuni electorale și proiecte concrete și oameni care într-adevăr au pârghiile necesare și își doresc să facă administrație într-un oraș. Domnule Petros, dumneavoastră, cum ați reușit să atrageți bani pentru investiții în orașul Cavnic? Deci, să știți că aducerea de fonduri spre o localitate nu este simplă deloc. Deci este foarte greu să aduci bani, dar totodată nu e imposibil. Eu am reușit să aduc bani și să dezvolt orașul Cavnic datorită faptului că mi-am creionat prima o echipă bună în jurul meu, am lucrat cu oameni, am ascultat sfaturile oamenilor și, așa cum spune Dana, acolo unde am găsit bune practici, le-am preluat. Pentru că nu este o rușine a întreba, nu este rușine a te documenta, rușine a greși și n-a face nimic.
Deci, noi am reușit prin muncă, deci să știți, eu în cei 5 ani și jumătate, când sunt primarul orașului Cavnic, nu am avut nici o zi de concediu, deci se poate vedea pe grafic, nu am nici o zi de concediu. Am muncit în fiecare zi, de la 7 dimineața până seara, la 7, 8, 9, 10, cât era, când mă prindea la primărie, și am muncit, dar până la urmă am și demonstrat în Cavnic, dacă veniți și vă plimbați pe străzi, vă spun eu că aveți ce să vedeți. Și Dana aici a spus foarte bine că a văzut asfalt până la ultima casă, dar Dana nu a văzut alte lucruri care au fost mai importante și care într-adevăr nu se văd. În Cavnic, deja la nivelul a 80% din localitate, avem toate cele 7 rețele duse. Deci sub acel asfalt mai găsești încă 6 rețele. Canalizare, apă, gaz, internet, TV, iluminat, electricitate. Deci, practic, locuitorii orașului Cavnic în proporție de 80% și hidranți pentru apă. 80% este dotat orașul în totalitate. Acum 5 ani n-aveam nimic. N-aveam o stație de tratare, azi avem. N-aveam stații de epurare, azi avem. Nu aveam o școală atractivă. Ca și un exemplu, dacă doriți, în anul 1990 am intrat în clasa 1, că nu era clasa 0 atunci. M-am dus la liceu din oraș, în corpul în partea de sus erau 3 clase în care erau practic clasele 1-4. Am intrat în clasă, am stat 4 ani cum stă un orice elev în clasele 1-4, după care am trecut la liceu și așa mai departe. După ce am ajuns la liceu, am făcut liceu tot în Cavnic. Am intrat în acea școală, deci în 1990 în clasa 1, în 1998 în clasa 9. Nici o zugrăveală, nici o modificare, după 8 ani de zile n-am văzut nimic. Am fost aceeași școală. În 2002 am terminat liceul și în 2016 am ajuns primar. M-am dus în acea școală, la fel ce am avut în 2002. Mi-am luat o poză din 90, am luat o poză din 2016 și am fost aceeași zugrăveală, aceeași culoare, același geam, același ușă, aceeași bancă. Dacă vă duceți acum în liceul din Cavnic, vă asigur că nici măcar hornul nu-l mai găsiți să fie la, sau nici nu știu dacă... Și nu există nimic, tot a fost modernizat. Deci, până la urmă trebuie să-ți pase, trebuie să te intereseze și trebuie să lești ceva în urma ta. Vreau să spun un singur lucru. Eu am rămas uimit să văd că Sighetul Marmației, care pentru mine este un simbol al Maramureșului și cred că și al României, a rămas un oraș comunist, un municipiu comunist. Practic, de ce spun și să nu se supere nimeni pe mine, asta este realitatea. Când vii la Sighetul Marmației, parcă treci 30 de ani în spate. Spații verzi neamenajate, blocurile lăsate de izbeliște, străzile toate cârpite, clădirile neamenajate, aveți clădiri istorice, aveți zone frumoase aici, toate lăsate deoparte, aveți chestii interesante, Sighetul Marmației, și vă spun ceva, de Sighetul Marmației mă leagă foarte multe lucruri. Unul dintre lucrurile cele mai importante, bunicul meu a fost din Sighetul Marmației. Aici a trăit, aici a murit. Mătușa mea trăiește în Sighetul Marmației, sora mamei mele este aici în Sighetul Marmației. Multă lume nu știe, aici am neamuri în Sighetul Marmației și mă interesează foarte mult Sighetul Marmației. Totuși rămân uimit, am fost între blocuri, nu-mi vine să cred ce văd, sunteți municipiu, nu se poate, fără să se supere nimeni. Fac un apel la cetățenii municipiului Sighetul Marmației, nu se poate, oameni buni, aveți un oraș, municipiu extraordinar. Este... Intrarea în Maramureș istoric, nu intrarea, deci sunteți țara, sunteți în mijloc, capitala Maramureșului istoric. Oriunde mergi în România, se discută de Maramureș istoric, se discută de Sighetul Marmației, este un brand, deci nici nu mai putem să discutăm până la urmă dacă ne gândim. Și când vii aici, nu vezi nimic. Totuși, uitați-vă, sunt niște orașe, cum nu laud Cavnicul, ne ducem, dacă vezi Baia Sprie, Baia Mare, uite, putem să spunem, n-am nicio problemă, mie nu mă interesează ce culoare are primarul. Atâta timp cât acel primar și-a făcut treaba, eu îl respect. Deci eu fac și un apel pe această cale cetățenilor, deci din municipiul Sighetul Marmației și din tot Maramureșul, pe mine nu mă interesează neapărat culoarea politică. Domnule, dacă omul a fost gospodar, îl votați. Dar dacă acel om nu a făcut nimic, nu mai aveți ce să votați un astfel de om, că atunci vă meritați soarta, vă condamnați singur cu ștampila la trecut. Vreau să spun ceva. Am venit alături de Dana în acest platou. Eu sunt omul care nu prea umblu cu nimeni, mă duc singur de obicei. Dana este o luptătoare. Cu Dana ne cunoaștem de ceva timp. A fost o femeie extraordinară. Este apreciată la nivel național, prim-ministrul României, președintele României, în echipa PNL Maramureș este foarte bine văzută și chiar se consideră a fi un profesionist. Eu cred că astăzi Sighetul Marmației are o șansă. Prin Dana are o șansă să schimbe fața acestui municipiu. Și dacă locuitorii municipiului Sighetul Marmației vor vota pe Dana pentru funcția de primar al municipiului,
eu le garantez că vor face o alegere corectă, pentru că m-am și obligat sau am avut o discuție cu Dana, o să-i furnizez toate documentele, copiile de documente, cum am făcut toate achizițiile, cum am făcut proiectele, de unde am luat sumele de finanțare, cum am găsit sursele, echipele mele de proiect, vreau să o ajut și am promis că dacă ajunge primar aici, am 4 ani de zile, schimbăm și sighetul Marmației. Să știți că nu există, că nu se poate schimba. Eu, uitați, am curajul să-mi iau un angajament. Pot să mă duc primar în orice localitate din Maramureș și vă arăt că în 4 ani de zile se poate vedea ceva. Aveam la un moment dat o discuție cu un prieten. Dom'le, n-ai bani. Se întâmplă să n-ai bani, să știți. Se întâmplă și am acest lucru, că nu totdeauna ai bani, pentru că banii sunt limitați și este greu să-i atragi. Dar mi-am luat 10 angajați, ne-am dus, am făcut spații verzi, noi am muncit noi, ne-am dus în pădure, am adus cu autobasculantele primăriei lut, am decupat de pe pășune glie și am făcut spații verzi. Le-am udat, le-am însămânțat puțin și am făcut spații verzi. A eliminat acele vechituri ce au fost. Deci se poate și cu bani mai puțin. Dar, domnule, găsești soluții. Nu ai bani, ai o pădure comunală, ai niște lemn în fondul tău forestier, iei niște lemn, faci niște băncuțe pentru oameni, amenajezi niște parcuri de joacă. Până la urmă, trăim în sighetul Marmației, unde omul știe aici lemnul, piatra, să le ai la casă, oamenii le plac astfel de lucruri. Nu le aici la noastră, parcă vin Ucraina, nu știu, stați peste drum de Ucraina, e dezastru, fără să supere nimeni, nu vreau să supere nimeni pe mine, n-am nimic cu niciun coleg, cu nimeni. Nu pot să înțeleg de ce sighetul Marmației nu se duce mai departe. Și vă spun, eu iubesc sighetul Marmației, eu sunt drăgostit de sighetul Marmației. Am aici, v-am spus, neamuri, am avut bunicii, am o mătușă care trăiește aici. Chiar îmi place sighetul Marmației și iubesc, dar nu se poate, cum sunteți. Și vreau să vă spun ceva, trebuie să înțeleagă și alegătorul. Astăzi este o linie cum cred că n-a mai fost în România. Dacă Dana o să fie votată ca și primar PNL, la Consiliul Județean vom avea președintea Consiliului Județean PNL, va fi guvern PNL, președinte PNL. Vă dați seama ce fonduri o să vină la sighetul Marmației și vă asigur că o să vină, pentru că acum ne ducem și pe zona politică, că suntem obligați. Asta e politica, n-am inventat eu sau dumneavoastră sau Dana. Dar dacă va ajunge aici primar, vă asigur că bani, cred că record, vor veni la sighetul Marmației. Acum, sincer, dacă eu aș fi un om egoist sau rău, mi-aș dori să nu ajungă Dana primar, să nu mi-a iei din fonduri. Că fondurile sunt limitate și atragem cum putem. Dar îmi iubesc județul, îmi iubesc țara. Și atunci trebuie și sighetul Marmației să se dezvolte, pentru că noi căvnicarii și orașul Camnistem dorim să fie dezvoltat Maramureșul, pentru că plecăm spre Baia Mare, să știți deja, Comuna Șișești, Baia Sprie, Baia Mare și uitați, întâmplarea face să fie primar liberal. Deci la Șișești este primar liberal, la Cavni liberal, la Baia Mare, la Baia Sprie este primar liberal și Baia Sprie este foarte dezvoltată, la Baia Mare Cătălin, care în inima lui este tot liberal și până la urmă, dacă ne uităm, dacă venim în zona asta unde este condusă de PSD, vin la Budești, dezastru. Domnule, la un exemplu, la Budești, după 20 de ani de conducere cu aceeași linie, au toaletă în curte. Și, doamnă dragă, nu se mai poate așa ceva. Sunt copiii noștri. Nu se poate, fără să frați, orice mi-a spune. Nu poate veni un primar în fața mea să-mi spună care toaletă în curte, că știi că n-am putut. Fă, domnule, din patru păreți, îmbracă un rigid, spune un pic de gresie, pune-mă un bidon acolo de sus să nu-l vadă copilul, dar copilul să nu vadă toaletă din scândură. Copilul ăla, în primul rând, se simte demoralizat, adică comparativ cu un alt coleg al lui sau prieten care la o școală mai bună, se simte demoralizat. Ce vină are copilul ăla că cineva nu-și face treaba? Eu cred că asta, până la urmă, se spune că este vina oamenilor politici. Nu. Este vina oamenilor, pentru că votează oameni politici care nu fac nimic. Incompetenți. Pentru o cizmă, pentru o găleată și pentru 2 lei. Nu. Să nu mai facă așa ceva, să vară la vot să voteze omul cu faptelor. Iar acel om care nu face treabă, să plece definitiv acasă. Asta este părerea mea. Mă întreabă mulți cum s-au făcut la Cavnic atâtea. S-au făcut pentru că am vrut să dezvoltăm și să facem. Și să poate face oriunde. Vă arăt eu cum se poate face. Deci în sighetul Marmației nu există nicio scuză. Nu există niciun argument. Sighetul Marmației astăzi a rămas municipiul cel mai slab din județ. Și ca oraș. Târgu Lăpuș s-a modernizat, Borșa s-a modernizat, la Vișeu a început să se modernizeze, Baia Sprie s-a modernizat, Baia Mare s-a modernizat, Cavnicul s-a modernizat, Seiniu s-a modernizat. Au rămas în Maramureș, Ulmeniu și Sighetul Marmației. Sunteți de rușinea județului. Fără să se supere nimeni. Ne-ați prezentat câteva dintre proiectele pe care ați reușit să le implementați în acești 4 ani. Ce proiecte nu ați reușit să le finalizați? Nu am pus mâna pe niciun proiect care să nu pot finaliza. Nu am proiect care să nu pot fi finalizată. Tot ce am început, am încheiat. Dacă vreți, întrebați-mă ce vreau să fac.
Aș putea înainte să-l completez. Era primarul de Cavnic foarte revoltat legat de toalete în comune. Păi nu știu dacă știți, vă mai dau o știre în premiere. Noi în Sighetul Marmației, noi în Sighetul Marmației nu avem toaletă publică. Iarăși este o chestiune, ne dați exemple, dar iată că suntem un municipiu care nu are în centrul orașului toaletă publică. Să nu vorbim de faptul că în parcul Grădina Morii, de asemenea, sunt probleme cu toaletele ecologice. Ne semnalează părinții că vin duminica în parc, sâmbăta, și lucrul ăsta se semnalează de ani buni de zile. Adică nu e o chestiune care o constatăm acum în luna de campanie electorală. Este o problemă mai veche. Deci, fără supărare, Dan, îți spun clar aici, uite, în fața telespectatorilor și ne vede tot județul Maramureș, ai o șansă istorică și unică, și când vorbim de Sighet, vorbim de istorie. Să lași în urma ta ceva frumos, bineînțeles că cetățenii vor avea posibilitatea să te voteze și dacă vor alege să te voteze, va fi să faci tot ce poți tu să modernizezi Sighetul Marmației, dacă nu mai ai nicio șansă, am terminat. Deci Sighetul Marmației, de mâine înainte, după 27 septembrie, trebuie modernizat. Și știți cum trebuie modernizat? Nu așteptăm să se depună jurăminte și ne ducem în concedii și analizăm și nu avem bani și până găsim proiecte. Nu! A doua zi se începe munca aici. Să știi că așa am făcut la Cavnic. Proiectele ți le-ai identificat acum, le știi, știi ce ai de făcut, te duci și muncești. Că aud pe unii, dar nu încep șantierul că n-am banii. Dar oricum banii plătești la final, nu plătește nimeni banii înainte. Că aici nu suntem la banii să plătești, că ai început un proiect, poate durează un an de zile. Banii îi plătești la final. Și Dana, îți mai spun o chestie, ce am făcut eu la Cavnic și a fost una din cheia succesului la Cavnic. S-a demonstrat a fi. Nu am plătit avans la niciun contract, ci banii s-au plătit doar când lucrarea a fost finalizată și recepționată. Un constructor care vrea să vină aici să construiască, să vină cu banii lui. Să își investească banii și dacă constructorul îi place cum a făcut clădirea, o plătești, dacă nu, nu. Și atunci te asigur că orice constructor când își investește banii într-o investiție, are grijă să și ia și înapoi. Dacă îi dai banii dinainte, nu-l mai interesează. Asta a fost unul dintre obiectivele mele care mi-au reușit și de aceea n-am nimic ce am început să nu termin. Niciodată nu dau bani înainte. Termin din banii tăi și atunci discutăm. Un constructor care nu are bani să susțină o reabilitare unui bloc sau modernizare unei școli, nu are ce să caute să fie constructor. Aceea să stea acasă. Un constructor care are fonduri vine și își introduce fondurile acolo și la final te uiți împreună cu constructorul. Îți place ce ai făcut? Păi nu, într-adevăr, refă din nou. Și când e ok, vii la mine. Așa trebuie să fie și aici, Dana. Bun, asta mai trebuie. Încă un lucru care eu l-am remarcat, comparativ ceea ce se întâmplă la noi în Sighet și ceea ce se întâmplă în administrațiile care chiar au reușit să ridice nivelul de trai al cetățenilor, este faptul că acele administrații sunt mult mai responsabile față de banul public. Mai exact, la noi în Sighetul Marmației, de cele mai multe ori, când se efectuează lucrări, și în majoritatea cazurilor, nu se fac recepțiile de lucrare cum trebuie, nu este pusă în practică acea garanție de lucrare, deci pentru că orice comisie de deși cadrul legal există, cadrul legal avem, dar din nefericire, fiind un oraș fără stăpân, nimeni nu urmărește o recepție serioasă de lucrare, o garanție de lucrare, ca să nu vorbim de faptul că eram și eu surprinsă când vedeam că în anumite zone ale orașului peste lucrări care sunt făcute, de exemplu, în străzi asfaltate, vine, se fac lucrări, se sapă pentru a se introduce alte utilități, străzile rămân la fel ca după bombardament, nimeni nu vine să aducă drumul la starea inițială așa cum ar trebui să fie. Este o nepăsare și de cele mai multe ori nu există o lucrare serioasă făcută cap-coad, adică am început lucrarea, o finalizăm, facem o recepție serioasă de lucrare și lucrarea este în garanție, adică nu ne permitem să facem pe bani publici lucrări de mântuială. Deci, uite, la mine la Cavnic, de exemplu, și să știți că nu e o laudă, pot să demonstrez, o să găsiți lucruri care nu cred că le-ați mai văzut în România în ultimii 20 de ani. Eu acum am finalizat un proiect foarte mare de asfaltare de rețele de străzi, de modernizare în totalitate, și ce credeți noastră? În România la autostradă se dă garanție 5 ani maxim și la mine cred că a fost 7 ani garanție. La străzi comunale, 7 ani. Și cum ați reușit? Am reușit. O singură firmă și-a asumat acest argument și vreau să spun că sunt finalizat în bune condiții și de o calitate înaltă pentru că știu că au 7 ani garanție. În cei 7 ani se reține 10% din sumă în bugetul local, deci 10 miliarde de vechi rămân la primărie. El dacă ceva în 7 ani apare, eu pot folosi banii aia. Mai mult, în 2017, când au fost atunci furtunile, mi-au luat toate acoperișurile de pe școli. Atunci m-am văzut de unde să scop banii să fac acoperișuri. N-am. Am rezolvat banii, dar am pus 25 de ani garanție la acoperișuri, în contract. A spus constructorul, dar cum să pui 25? Dar zic, tabla cât are garanție?
Păi 30 de ani. Păi dacă tabla are 30, nu trebuie să țină 30 de ani, atunci îți spun 25. Și am dat cu 25 de ani și vreau să spun că firmele respective pe 25 de ani și-au blocat 10% din bani. Păi dacă e o firmă serioasă, să vină, dacă nu. Deci se poate și în România. Trebuie voință și dorință. Nu există așa ceva. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim să discutăm și alte proiecte pe care le-ați implementat în Cavnic și ar putea fi implementate și în Sighet. Revenim după publicitate.